Indiferent dacă îți place sau nu marca BMW, indiferent dacă ești pro sau contra celor care conduc așa ceva, indiferent că tu conduci un Logan, un Hyundai sau un ursuleț, în adâncul sufletului tău zace o pasiune ascunsă pentru BMW seria 8. Poate cea mai frumoasă mașină produsă de bavarezi, cea mai scumpă și complicată, dar cu siguranță cea mai interesantă. Este una din acele mașini rare la care visam în copilărie și care a rămas în istorie de cel mai frumos proiect al mărcii germane. Cam asta este imaginea GT-ului bavarez, adică BMW seria 8. Este probabil singura mașină modernă care le pune capac și celor mai hater dușmani ai mărcii mult controversate la noi în țară, din cauza unor specimene care nu merită să conducă modele de mărci. De fapt, modelul acesta al anii 90 este cel mai nou conformist BMW și atât acestui lucru este preferat atât de pasionații mărcii, cât și de cei numeroși hulitori ai brandului cu imagine fierbită în România. Compania BMW a investit începând cu anul 1984 numai puțin de 1,5 miliarde de mărci, adică undeva la 1 miliard de euro în zilele noastre, în dezvoltarea modelului. Investiția colosală, mai mare decât a oricărui alt model BMW până la acea vreme, a început să prindă contur în 86, când designul final a fost aprobat, iar lansarea publică a mașinii a fost făcută 2 ani mai târziu, în 89, la salonul de la Frankfurt. Chiar dacă în anul în care a fost lansat seria 8 s-a încetat producția lui E24, adică BMW seria 6, din prima generație, noua mașină nu era practic urmașă acestuia. Seria 8 era o mașină mai spațioasă, mai performantă, mai luxoasă, mult mai plină de tehnologie și mai scumpă decât un seria 6. De unde și uriașa sumă investită în dezvoltare, inginerii dorind să realizeze ceva ce nu s-a mai văzut până la acea vreme pe piață. Însă investiția și-a spus cu adevărat cuvântul. Seria 8 a fost primul automobil de serie creat în totalitate cu program de tip CAD, adică Computer Aided Design, de la designul caroseriei până la piesele mecanice și cele de interior. A fost, mașina a avut un coeficient aerodinamic de 0,29, mult mai bun decât cel al vechiului M6 635 CSI, care avea numai 0,39, în profit de elementelor aerodinamice exterioare. Cu alte cuvinte, suma de 1 miliard de euro nu a fost cheltuită în zadar. A fost prima mașină din lume dotată cu electronică Canvas, adică ce înseamnă acest lucru? Era un program dezvoltat de Bosch care permitea funcționarea unui întreg sistem electronic format din controlare, adică îi permitea lui seria 8 să aibă o mulțime de sisteme la bord care să comunice între ele, senzori, unități ABS, SSP-uri, lumini, frână. Dar, în afară de faptul că seria 8 a început utilizarea unui sistem complex, dar eficient de comunicare electronică, investiția uriașă în dezvoltarea acestui model s-a regăsit și în alte aspecte. A fost una dintre primele automobile de serie cu suspensie independentă de tip multilink, inclusiv pe puntea spate, adică o suspensie cu mai multe brațe laterale și longitudinale care conferă o stabilitate îmbunătățită și aderență perfectă a roții cu suprafața carosabilului. O suspensie costisitoare, dar care în zilele noastre este întărită pe automobile mai performante, cu multe piese în mișcare, dar foarte eficientă. Pe lângă suspensia multilink, BMW Serie 8 se bucura și de frâne performante. De exemplu, avea frâne de discuri de frână ventilate pe față, construite din două bucăți pentru o răcire mult mai bună. Între 89 și 93, BMW a produs seria 8 dotată numai cu motorul V12 de 296 de cai, mașină care primise denumirea 850i. La această motorizare erau disponibile doar o cutie automată cu 4 rapoarte sau una manuală cu 6. Apoi, în 93, modelul 840CI, adică seria 8 dotat cu motor V8 de 4 litri și 286 de cai, și-a făcut apariția. În 1994, BMW a schimbat motorul de pe 850i tot cu unul V12, dar mai puternic, de 5,4 litri și 306 de cai, devenind 850CI. Și a lansat în același an și varianta de vârf, cea mai scumpă, dotată cu motor construit de divizia de performanță motorsport. Nu era un BMW M8, așa cum a fi Bufani, ci doar 850CSI, adică tot motorul V12, dar realizat la capacitate de 5,6 litri și cu o putere crescută de 380 de cai. În total, BMW a realizat undeva la 4700 de unități 840, 3000 de unități 840CI, 20.000 de exemplare 850i, 1300 850CI și doar 1510 BMW-uri 850CSI. Salut, Vasi! Mulțumesc, salut, frumos! Bogdan. Mulțumesc frumos că ai stat invitația noastră! Spune-ne, Vasi, cum e cu seria 8? Cred că toată lumea se uită, nu? Fiind o mașină destul de rară. Da, cum suntem noi băieții și ne plac mai mult mașinile decât femeile sau pe primul plan punem mașinile. E
E o mașină super ok. E o mașină care mi-am dorit-o de când eram mic, mă uitam la asta televizor. Era mașina tuturor copiilor pe postere, pe pereți. Da. Vedeam mașina doar la televizor. Bine, acum e lume care, inclusiv în ziua de azi, vede mașina tot la televizor, n-au văzut o realitate. Păi, eu cred că atâția ani, sincer, am văzut 3 mașini. În atâția ani de zi. Da. E un pic mai greu de circulat cu ele, e un consum destul de mare. Asta e problema la ele, mare. Întreținerea e puțin mai costisitoare, dar e o mașină care înlocuiește multe mașini din generația asta de acum. Am înțeles. Tu de cât timp o ai? Am de vreo, sincer să fiu, nu știu, dar cred că am de vreo 3-4 ani de zile. Da? Da. Și cum a fost la început? Cum ți-a venit ideea asta chestia de o serie 8? Pur și simplu plăcerea, nu? A fost așa, a fost ca o dragoste. Ai găsit-o greu? Am găsit-o greu, am luat-o la un preț destul de mic, dar ușor, ușor, cu investiție, cum e la noi aici, am investit destul de mult să o aduc pe picioare, să arate cum arată, mai e de investit în ea. Adică... Știu că mașina la vremea ei a fost cea mai rapidă mașină. Era singura care prindea tot 300 km la oră. Da, ăsta e modelul CI. Deci, ca să spunem, este modelul CI, da, motor de 5, nu? 5000, da. V12. E V12, da. Dar e motorul, e modelul CSI, care probabil de aia vorbești la cât prindea la oră. Eu nu sunt documentat cât prindea și ce făcea. Eu m-a interesat doar mașina, mi-a plăcut doar mașina. Da. Mi-a plăcut asta, asta am luat-o, cu asta mă plimb. Deci este un CI, motor de 5V12, 326 de cai putere. Da. Cum e cu, nu știu, de exemplu, piese cu astea? Se găsesc greu, ușor la ele? Vine o mașină foarte rară. Se găsesc piesele, nu e nicio problemă. Se găsesc, la orice mașină se găsesc piese în ziua de azi. Le găsești mai greu, dar le găsești. Mai scumpuțe, dar le găsești. Cred că asta este mașina oricărui pasionat de BMW favorit. Adică știi, îți place sau nu-ți place BMW, dar asta n-are cum să nu-ți placă. Cum să zic, dacă mergi undeva, adică eu cel puțin, dacă merg undeva, nu mă fac de râs. Adică mașina e veche, mașina e din 1992. Și atragi toate privirile. Da, e altceva, adică vorbim de altceva aici. Corect. Exact cum ar fi o gacică, e altceva, vezi altceva. Mașina, să le spunem la oameni, s-a fabricat din 89 până în 94. În foarte puține exemplare. Și din ce e, din ce mi-aduc eu aminte, s-a fabricat undeva la 1200 și ceva de bucăți, 1300 de bucăți maxim. Cât ori mai fi supraviețuit, nimeni nu știe. Sunt mașini, mașinile încă există, dar sunt prin garaje. Da, multe prelate. Exact, nu le scoate, da. Preferă să nu le scoate pentru că... Exact, na, ce am zis mai devreme, e destul de... costisitor, adică consumă undeva la asta vreau să 20, 20, depinde cum mergi. Cam la mine se învârte, e undeva la 20% consum. Am înțeles. Ai fost cu ea vreodată pe la întâlniri de pasionați BMW, no, cred că... Nu, nu, n-am ce cu treabă. Siguranța aia fi vedeta. Asta e mașina cu care merg la muncă, e mașina care mă plimb. A, deci e mașina de zi cu zi. E mașina de zi cu zi, da. Mai rar așa. Eu folosesc zi de zi, mă mai încurc câteodată când trebuie să mai urce cineva, dar de mai mult de o persoană nu pot să iau în ea. Copiii când ies cu ei, îi pun în brațe, în brațele celuilor. Mașina, văd că pentru vremea ei, cel puțin, avea dotări de lux. Da, are aer condiționat, are pilot automat, are... piele, geamuri electrice, piele, scaune electrice, da, observ aici. Da, scaune electrice cu memorie. Memorie, da, 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 da. Știu că a fost cel mai complex proiect al celor de la BMW. Atunci au investit undeva la 1 miliard de euro în mașina asta, în da, proiectul ei. A fost cea mai scumpă mașină de la BMW, a fost în perioada aia. Cea mai scumpă mașină de la BMW. Ajungea una undeva în banii noștri astăzi de 180.000 de euro. Da, a fost concurența aia între ei, între BMW și Ferrari. De da, da, da. Și copiat un pic. Da, 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 da. Cutia e manuală în 6 trepte și mai vin automate, am văzut, în 4 trepte. Da, automatele de obicei sunt 850 UI. Simplu. Simplu, da, sunt automate. Manuale sunt 850 CI
și 850 CSI, da. Dar hidramata doar 4 trepte, adică nu știu. Încă nu m-am documentat exact ce ți-am zis la început. Eu am luat ce mi-a plăcut. Am luat-o, nici măcar n-am citit ceva despre ea. Da, nici... la mașina asta oricum o alegi cu sufletul, cum se zice, da. Cu inima, nu cu... Da. Când e o mașină, poate să fie ce mașină o fi, nu contează că e BMW, că e ție o mașină ce care îți place, exact. În viață e ce îți place, asta mi-a plăcut. Motorul ăsta, pe ce mașină mai venit, ai idee? Mai sunt pe seria 7. Dar el prima oară a fost pus pe asta. Cred că te știu da. Eu, că apoi aporul mai târziu e 38 cu motorul ăsta. Da, cred că pe asta, nu știu. Că slab cu documentație. Dar da. Nu este rigidă deloc mașina. Foarte... E un pic rigidă, nu e ca una din zilele noastre. Din câte noastre. Am citit eu și țin minte, mașina a venit pe vremea aia, era ceva wow să vină cu submaria suspensie pe spate. Multilingă, adică multe brațe astea, longitudinale, da. Laterale. Era o... Da, când te apuci, de exemplu, o nebunie pe vremea aia să ai așa ceva. Dai o planetară jos sau ceva, ai de desfăcut un pic. Da, cum au luat mașini moderne ziua de azi, mai da. Mult. Da. Da. Pe față e simpluță, cam ce erau toate pe vremea aia. Nu are foarte multe brațe. Cât ai mers maxim cu așa? 300 la oră. O singură dată n-am mers eu, de ce să zic, am mers prietenul meu, s-a luat un 750, ceva de genul, pe autostradă, eram și eu pe autostradă, dar el a... Am înțeles. A mers 300 la oră. Deci acum, mașina... dacă ne ia poliția, eu am zis că n-am mers eu, mers prietenul meu, deci nu-i mașina... dau numele. Da. E, acum oricum... E prea târziu, știi? Eram în Germania. Da. Toate că e 10 bătrână, mașina încă are potențial. Ce bătrână? Nu poți să o numești bătrână? Da, asta e un designul ăsta, dacă ai vedea pentru prima oară mașina asta în viața ta, ai crede că este acum fabricat. E multă lume vine, face poze cu mașina. Și întreabă, dacă e nouă. Întreabă ce model e, e apărut acum. Da. Așa e. Multe de astea, adică acolo e mândria, știi? Acolo, da. Da. Vine adică nu trebuie să fii pasionat de mașini ca să-ți placă una ca asta. Nu apare, adică eu am luat-o pentru că eram îndrăgostit de ea, dar lumea, eu acum văd că de fapt nu doar eu o vedeam ca o mașină, frumoasă, de fapt o vede toată lumea. Oricum, ele au început mașinile astea să urce foarte mult în preț. Exagerat de mult, dacă te-ai uitat și prin afară. Da. Sunt unii care cer, sunt oameni care cer și 100.000 de euro pe o mașină ca asta. În afară o mașină. Sunt apreciate adevărat, da. O mașină gen asta e undeva la 30-40.000 de euro. Exact. Este și apreciate acolo, la noi în țară nu prea. Da, la noi nu știe lumea ce model e, exact. Despre ce e vorba și de fapt așa am găsit-o, probabil așa am găsit-o și eu pe asta mai ieftină. Bine, am găsit-o cu defecte. Era înscrisă de Bulgaria. Oricum este mult mai, așa și recomandat să o iei, să mai ușor când ai timp să o faci tu. Da, dar măcar știi că o ai, știi. Da, o pun acasă pe elevator și când am timp mai fac de una alta la ei. Foarte bine se conduce mașina. Deci nici nu zici că e, deci e ultimul model acum, e tot ușor, merge finuț de tot, e ricită. Am mers cu alte mașini, dar simțeai absolut orice, așa merge pe șosea. Asta, sincer, că nu am pus de mult roțile astea, nici măcar nu sunt echilibrate roțile. Pe cât sunt roțile? Pe 18. Pe 18. Așa a venit ea? Pe 18? Când am cumpărat-o, ele normal nu vin, roțile ei originale sunt pe 16, le-am acasă. Pe 16? Da. Deci mai micuțe. Și când am cumpărat-o, am cumpărat-o și cu roți pe 19. Dar văd că cu astea pe 18 se simte mai bine. Tot așa. Erau foarte rigide alea pe 19, îți furau un pic volanul din mână. Înțeles, dar nu... E ok, e o mașină. Știi cum se zice că, uite, asta îmi place mie la mașină cu motoare aspirate. Ai accelerație instant. Dar vezi tu că ușor, ușor era asta cu mașinile aspirate acum. Toate mașinile acum vin turbo.
Da. Hai. Ce să facem? O modificăm și mai nou turbo. Din urmă, electric. Asta este mod acum, electric. O modificăm și punem turbo, dar până la electric, eu zic că puterea ți-o dă din combustibil. Electricul. S-a stricat un senzor, ai parcat. Aia, și la asta mașine... s-a stricat, nu merge o bujie, nu merge o uite fișe, cum a devenit merge... mașina asta o legendă, o istorie, da? Mașini electrice niciodată nu s-a ajungat la nivelul ăsta. Asta niciodată nu se moare mașina asta. Niciodată. Așa zic și eu. Vor ei acum să o readucă la viață în nou seria 8, dar nu o să fie niciodată că niciodată nu o să prindă. E o mașină care atrage pe oricine. E o mașină, e și puternică, e și sexy, e și nervoasă, e și nu știu ce aș putea să zic despre ea, am multe de zis, adică e mașina mea. Exact. E care, mamă, își laudă pui, știi? O, cum e, ce e de apreciat la tine cât de, că o folosești în fiecare zi? Mulți ar ține-o în garaj, cumpără data pusă pe aia și poate o scot o dată sau de două ori la un eveniment. Dar tu chiar am văzut că mergi zi de zi cu ea. Da, și cel puțin plus, când ai timp, mergi cu ea. La anii ei lupt să meargă toate opțiunile pe ea, știi? De exemplu, mai sunt care nu merge aerul condiționat sau poate nu exact. Merge un geam sau poate nu merge ceva. E o mașină care funcționează din toate punctele de vedere. Așa și trebuie. Drumul lungi n-ai apucat doar să faci cu ea, nu? Am mers destul de departe cu ea, adică prin țară, n-am ieșit din țară, dar adică plec cu ea unde vreau, dacă acum vreau să plec. Nu, la mine nu e exact cum ar fi o mașină, 2017 acum, 2016-2017, o mașină din zilele astea, așa plec eu cu asta, sunt bazat pe ea. Mașina care nu-i lipsește nimic. Bun, Vasi, noi îți mulțumim mult încă o dată că așa invitația noastră și te așteptăm și data viitoare cu o altă mașină, probabil. Cu plăcere, da, probabil că... Din câte am auzit, ai și o Toyota Supra. Da. Poate reușești să o faci și ne vedem cu ea o dată. După ce o vom modifica și o să fie în mințile ei, da. Da? Mulțumim frumos încă o dată. Cu plăcere. Pe data viitoare, la revedere. O zi bună.